Salut, ne-am întors cu al doilea meci din cadrul finalei etapei 1 din Romanian eSport Championship Bine cu v-am regăsit. Rage eSports contra... Contra cine? Să ții și tu cu ei și de-aia să-i zici tu. Rage Să zic eSports eu? contra, da. Trebuie? Contra. Above your skill, poftim ca să... Așa. Să nu uitați, dacă doriți să ne puneți niște întrebări, le vom citi la sfârșit, doar dacă le veți posta pe Facebook. Deci acolo este locul în care trebuie să postați întrebările și regia va selecta din ele dacă sunt decente, bune și așa mai departe. Corect. Și dar să nu mă înțelegi greșit, nu am nimic cu băieții din AS, doar că îmi speram să-mi iasă și mie pronosticul. Păi poate țese acum, dă un go acolo, spune-le să pornească pentru Începe meciul că... acum cu a doua parte a finalei. Și A să sperăm că finalei? nu ultima, pentru spectacol n-ar trebui să fie ultima. Acum ar trebui să bată AS ca să avem și un al treilea meci de la așa la prosop, să nebunească. Acum depinde ce înțelegem prin spectacol. Un spectacol poate fi o șaurma la halală și după un acest Eu epuizant sunt cast la regim, alături de așa mine ești la că... regim. Da, corect. Adică tu vrei să zici că dacă mergem noi acolo tu nu mănânci. Și o să stai să te uiți la noi cum băgăm sosul ăla de Cel mai curry așa probabil, cred că și nu o să pune vă niște găsească tzatziki. cadavrele niciodată. Vă povestesc eu dacă ne trolează sau nu. Hai cu calculatorul, hai să ne L-avem pe conectăm. Diluviu, care este puțin Diluviu. mai slow. Îi avem pe cei de la Rage Esports cu Supri, jucătorii. Sushi, Dusk, Superstar și Taskmaster, iar de la AIS. De partea cealaltă, Easy to Touch, Easy to 741, no touch, easy to comeback, touch. Diluviu, Doom of Of the Moon Moon. și DBSM. Care a dat un interviu de curând pe gl.ro, puteți să Și vizitați știrile pe o gl.ro să mică... le vizionați. Da, s-a dat un interviu și o mică problemă, momentan. Se va face un remake, scurt. Go, hai să facem și un remake scurt. Pentru că dacă nu sunt probleme, parcă ne simțim așa. Nu, parcă nu e Da, Dota, da, parcă e LOL, exact. da. Bă, nu mai ai șoptit din regie de astea, că se supără dotiștii pe mine. Eu zic ce-mi De zici ce? tu Pe acolo. nu mă dar Ce, el adică a la zis LOL că nu sunt parcă... probleme? Ăia nici măcar n-au relori, da? Da, nici măcar relori n-au acolo. De-abia le-au integrat de curând. Așa, deci... Amicilor, începem acum. Liniște și pace păstrim. Așa. Live game. Trebuie să dai, Da, da, trebuie să dăm exact. live game. Avea o mică problemă săracul păsărel, nu nimerea, nu știa ce să facă. Sunt lumine aici, mă, și nu mai Am... văd, mă chiombesc aici să văd. Acum Sushi este Sushi, două AFK. secunde AFK. E o De întrebare, am și eu ce? pentru tine. Și cântăm așa la tastatură. Care au fost favoriții tăi? Favoriții mei au pierdut, favoriții mei erau Strong Turtle, nu că... De fapt, erau favoriții mei că jucau Lion. Că așa, în rest, nu-mi place de nimeni. Toți niște suferinți acolo, nu-i așa tulit. Nu, glumesc, nu sunt niște suferinți, dar... eu consideram că ei o să câștige și aparent Rage Esports au ținut morții să-mi arate. Băi, păsărel, vezi că cu predicțiile astea nu prea le ai în campionatul ăsta. O să fie multe surprize, chiar m-au amenințat mulți că o să plouă cu surprize, nu O că o să să fie, plouă cu da, o să surprize. fie, să vezi, noi batem pe aia, evident, în marea majoritate a cazurilor nu s-a întâmplat. Dar am avut și semne de mirare aici pe colo. First pick de data aceasta îl vor avea cei din AIS, dacă nu mă înșel. Nu, din Rage Esports, pentru Rage Sports. că ai s-a avut data trecută, chiar vrei să Corect, corect, verifici că corect. sunt Da. busele cum trebuie acolo, văd că a intrat toată lumea, mai puțin Sushi, care cucerește Aparent, Narnia, da, dar are o încă, mică uite că a problemă. intrat și el. Sushi, dacă nu mă înșel, e în Grecia în momentul ăsta. Da, știu că mi-a zis ceva foarte frumos. Acum nu știu dacă acolo stă sau Acolo lucrează momentan, dar o să se lucrează. întoarcă în România Foarte, și se foarte, cere un go, foarte haide tare, ce pot să zic. să înceapă meci, frate, să vedem și noi acolo cum se bate ea ca pe Arena România Da, Rom. corect. Trebuie să pui Dire, Mică nu? problemă, dificultate aici, Dire gata. de Și Tyre of acum Destiny. începe meciul. Sper că Să l-ai setat înceapă cum trebuie să Bayramul. nu mai facem remake. Poftim? Sper că l-ai setat cum trebuie să nu trebuiască să facem Sincer remake. și eu, dar nu înțeleg de ce e așa de greu. Bă, e Am simplu, emoții, mă că scuzați. Am sunt trei emoții. opțiuni, random și încă două. 30%, așa, 33% șansă avem să reușim dacă e la noroc. Și se conectează cu greu Oricum, de data din nou viitoare vor Diluviu. fi perfecte toate lucrurile, nu vom mai avea Sau nu, acum probleme. DBSM are, da, Lol. DBSM e cel care Da, pe controlează are cu Sasha conectările Grey. și avem
perioada de picks and bans și Rage Esports ai nimerit, ai pus-o bine, Rage Dar Esports ce în bine îmi ultima pare. vreme, ce e bine îți pare. Au scăpat de Batrider băieții din Rage Esports și imediat Magnus a fost Above your skill, banat da, de către IS. Au jucat până acum cu el, ei și banează. Cred că au s-au gândit ei la niște strategii, au zis că acum dacă poți să vizionezi și replay-urile anterioare, poate o să vadă lumea că joacă cu el, hai să ne facem o strategie să nu mai jucăm cu el și să-l banăm de fiecare dată. Da, păi deja băieții au două meciuri, trei la un palmares, să zicem, cu formula asta pe care le știm noi și, și pe de altă putea parte să și obțină replay foarte ușor, știi, doar intrau pe forum pe gele și aparent luai e de un lucru acolo. Destul de greu să știi, să intri pe forum, să cauți, să da, da? citești știri, da, e un pic mai greu. Sau să postezi întrebări pe Facebook și nu la alte comentarii. Uite, și Rage Esports au banat Batrider-ul cu care au jucat da, probabil data și trecută și au zis Keeper of the Line, nu mai vrem să vedem noi valul ăla normal care vine și ne face probleme. Au Nix un din alt nou banat. Pic în minte, cel mai probabil. Ia zi, simți să primul vedem. Pic? Băi, nu știu, eu sincer cred că să-și ia tot girocopter, nu n-ar Wisp. fi. Ia să vedem, o să ia Wisp. Wisp și Chaos Knight? Wisp. Probabil fără Chaos Knight. O să-l aleagă cei din AIS, dar nu știu, mă gândesc dacă... Nu, au luat Silencer. Acum poate să vedem un Wisp cu CK. Pentru că parcă l-am văzut destul de slab, Above Your Skill. Și da, nu se grăbesc, pentru că totuși ar putea fi ultimul match pentru ei și nu, nu vor să facă o greșeală așa. No pressure. Concluzii pripite pe care l-au tras de meciul trecut sau eu știu. Mă, n-au tras, că au avut un line-up ok, doar că... Nu, dar zic așa că în general când joci ai tendința după ce ți-ai bătaie să fii supărat, să iei decizii din astea greșite, zici bă, mă, nu aici, luăm ăla, luăm ăla. Aici intervine experiența și mentalitatea fiecăruia. Nu trebuie să... Nici măcar dacă pierzi, nu trebuie să... Frate, ai pierdut, dar nu poți să zici că te-au călcat ăia în picioare. Ai pierdut prosop. Vă-i spus Sven de data aceasta, nu cu CK. Nu cu CK, au zis, bă, nu le lăsăm Sven-ul pentru că ăștia sigur o să-l aleagă, că l-au ales aproape de fiecare dată când bine, au avut ocazia. Bine, că meciul trecut nu a făcut, nu a fost schimbător, să zic, Sven. A avut stanul ăla și a fost prezent mai la sfârșit, dar la început, nu știu. Bă, era bun contra Rubik, anunca stanul da. Și imediat își dădea Warcry. Ca să fure armurii, ca să nu fure AOE-ul de stun. Și pentru ce o să opteze Rage Supri, să vedem, acum probabil au făcut sfatul bătrânilor și stau împreună acolo, mănâncă semințe și bă, cred că cu Silencer ar merge aia. Da, bă, ai dreptate. Avem destule secunde cât să ne gândim la da. Acest aspect. Oricum, și... nu cred că vor să le dea o treia șansă, să zic e așa, de, de riscam cu acel Wisp împotriva la Silencer, pentru că e posibil să te teleportezi și să presupunem că încă ești în perioada în care nu ai backup pe Sven sau cu ce o să vine el acolo. Îți dai TP, ții Silence și mori. Ei. Că prima oară l-o mor pe da, Wisp și da, da, după da, rămâne da. Și celălalt acolo. Rămâne și el la manet și Sven. Asta dacă Silencer-ul e atent și dorește cu acea ultimată să facă manevra. Dar... Pe de altă parte, e un pic mai, nu știu, un pic mai greu de jucat la început Wisp-ul, pentru că trebuie să legi cum trebuie, când trebuie să fii pregătit la timp. Și opa, Dark Seer cu Shadow Demon, îmi place ce văd acolo, un lane-up destul de strong. Dark Seer-ul ăla nu prea apucă să fie ales și văd că a optat din nou pentru Furion jos. Da, nu ne lipsește profetul. Păi gândește-te ce... Că sunt oarecum fiabil, poate să se teleporteze cu Wisp-ul, și să vină și să vină singur, nu poate da, să lucă 3 deodată. 3 deodată e destul de, de puternic. Da, da. Poate nu mai contează dacă e Silencer-ul acolo. Că poate... Aparent au banat Tinker-ul. Dar e prea mult de mici. Tinker? Nu înțeleg de ce. Și Disruptor-ul? Jos Disruptor, aici înțeleg de ce. Da, Disruptor cu Darkseer nu prea vrei să vezi împreună. Nu musai, asta cred că a fost alegerea. În principiu când îți vine Wisp-ul și îi dai glimpse să veniți în bază. Chiar corect, ai dreptate. Da. Și Caterinca este acea. Da, într-adevăr ar fi fost o combinație destul de puternică și cu Darkseer dacă acesta îi strânge în, cum să zicem, gardul morții, arena morții. Hai să-i dăm un nume din ăsta. Nu, în Kinetic Field. Kinetic Field. Ești lipsit de imaginație, mulțumesc, mă, băiatule. Mulțumesc. Și, uite, Balanaru, frate, a fost banat Balanaru. Împreună cu Rubik. La și pachet. Jos Jakiro. Și Faceless Void. Au banat eroul din regie. Celebrul Dark Void. Nu știu pe asta. Analizează un pic ca să înțelegi cine e în regie și cine joacă Void și o să pricepi.
Da, lasă, o păstrăm pentru altă dată. Îți povestesc la o șaurma în timp ce tu mănânci verdeață și te uiți la mine cum bagă mine sos de curii cu carne de berbecuț. Așa, mai avem două picuri pentru echipa Rage eSports și două pentru AYS. Nu se grăbesc deloc. Totuși sunt 100 de euro în la bătaie, să zicem. Mă rog. 100 de dolari, da, lasă așa, că se sună bine pentru marketing. Sunt 100 de dolari, mane, nu 100 de euro. Dolari? Mă scuzați, aici oricum eram... să zic că premiile sunt mult mai mari decât data trecută, adunate, dacă le-ai... Păi data trecută n-au fost nimic. La etapă mă refer, cum păi, acum. Asta e prima etapă, mă referam la Rec 2. Opa, Bane Element, care arată ca un alien. Da, probabil destul de urât. Și inspirat designerii care au făcut acest minunat model violet-purpuriu. Da, interesant acel Bane, pentru că adevărul că dacă își dau aia TP-ul, nu poți să dai slip-ul, nu poți să dai ultimat. Și nu prea mai au ce să facă, dar... Da, dar vine al treilea. Ce faci al treilea a zis salut. De ce asta se întâmplă, salut, și în momentul ăla se cam termină. Îți iei disable-ul și crăpi. Și... Puc! Puc! Da, un erou interesant. Destul de complex. Alchimist? Eu Dumnezeule, de când n-am mai văzut așa ceva. Oh. Ales alchimistule, bă, băiatule, și mai... Este un singur pic. Ultimul, și este și singurul carry. Nu știu, poate o să joace un Sven carry, să vedem dacă o să opteze pentru așa ceva. Dar alchimistul ăla e interesant sus acolo. Păi asta zic, la alchimistul este singurul carry. Îți dai seama cât stun poți să aduni așa, deci pornești cu slip, da? Da. După aia dai ultimată. Da. Și după aia încarcă alchimistul între timp, că atunci când ești din ultimată să-și dea ala de 17 5. secunde. Și după aia dacă reziști, îți iei silencer, să zicem așa. Da, da, sunt poate sunt single target. Au un lane-up destul de puternic sus, chiar dacă e un pic mai ciudățel, acel Shadow Demon ca suport este foarte puternic, este considerat unul dintre cei mai buni suporți la ora actuală, alături de Wisp, Disruptor și Rubik. Acum fiecare cum îi place să abordeze această strategie, că na, cu Wisp trebuie să fii un pic atent la început, când cu un Rubik poți deja să folosești acel telekinesis și să sar la scandal, să inițiezi. Dar ce o să aleagă? Ce o să aleagă? Hai să nu ne știu, să este un mister. Pe... Să fie, un Gondar, un Rikimaru. Rikimaru de fapt nu l-am văzut. Nu, un Vengeful Spirit, pentru că au nevoie de un swap atunci când, eu știu, se dă ultimată de Bane pe cineva. Să-l tragă de, dincolo de pericol. Da, mai sunt doi player care trebuie să aleagă. Imediat începem Sushi al doilea meci al, și al finalei. Vom începe imediat și, da, într-adevăr, suntem pregătiți să vedem un scandal de calitate superioară. Să prezentăm un pic cine cu cine joacă. Supri va mânui acest minunat Darkseer. Taskmaster va juca din nou cu Silencer. Dusk, suportul celebru de la Rage Sports, va juca Shadow Demon. Sushi va arăta o nouă ediție de Alchemist, Romanian Alchemist. Și Superstar... a pus mâna pe acest Bane Element, iar jos Tomb of Moon, cred că sunt similare așa, Queen of Pain și Puck, pentru că au așa posibilități să vină de la distanță să te prindă. Îl avem pe easy to touch cu Wisp, Deliviu cu Vengeful Spirit, DBSM cu Sven și sus din nou 741, a zis dacă am jucat în primul meci Furion și consider că am jucat destul de finisher, voi juca și în al doilea. Da. Dacă este Luxemburg, nu știu dacă putem să verificăm. Cine, Sushi are probleme? Păi poate ar trebui să vii în România. Ar fi o idee. Da, e Luxemburg pus. Gata, au verificat, e tot ok. Putem să dăm go în acest moment pentru că e Luxemburg pus. Deci este pus, na, nu... I did not fail. Dusk are pe el un Smoke of Deceit. Și merge ca un baus, uite cum merge el așa ca un baus. Imaginează-ți-l pe Shadow Demon care se duce la gogoșerie și comandă două gogoși, vă rog. Așa merge ca un baus. Totdeauna m-am gândit cum ar fi să se întâmple așa ceva, să meargă Shadow Demon așa ca un baus. Vezi cum își mișcă umerii. Și au pus aici foarte frumos un ward avansat, vor ca să îl omoare repede pe 740. S-a spart copăcie, i-a trimis la scout. Mai sunt să avem sus un trilane? Uite, copăceiilor, ce faceți?
Da, a vrut să fie puțin... Să vedem dacă se ia cineva runa în cazul să apară aici, trebuie să lase, să facă un pic de atac și... Runa este jos și este pe Ai văzut? Battle points will not be awarded. Și ia uite, frumos aici... Deja de la level 1 au dărâmat... Scoate acolo, ordurile, dar... foarte frumos, foarte frumos. Deci îl avem din nou pe Taskmaster care va șa de aici împotriva la Doom of Moon și am avut impresia că o să stea și Wisp-ul. Văd că stă pe aproape, doar nu o să leineze așa, e un pic cam ciudat. Și l-a luat un pic cu piluța, l-a atins acolo, între timp Sven o să aibă free farm jos. Vengeful Sphere cred că o să se pună pe stacat dacă nu o să plece la scandal. S-a verificat aici runa aia, să vedem, o vede, bănuiesc că nu o să o ia. S-a dus și a atacat-o, bă, nici măcar n-a luat-o așa ca să... Fuck that shit. S-a dus și a dat... Urât din partea lui. Și... Ha, Puck împreună Puck cu tot vrea să spargă pădurea. Da, ca e să o tragă... schemă. Să tragi acești creepi, trebuie ca să distrugi un pic copacii, de-aia a stat aici. Dar nu a stacat, din păcate. Cât mai sunt, sunt ăștia aici și e de ăsta care dă slui, e nervant ăsta care dă adevărat. Între timp sus, după cum îl vedeți pe Supri, s-a băgat deja în pădure, a zis că n-are sens să se ducă jos, deși... Cred că făcea față împotriva lui Sven. Da, ar fi stat foarte bine acolo, dar... Sushi mai are foarte puțină viață, îl bat creepy aici, are totuși un healing salv. E pregătit să ia și Furionul, după cum vedeți, level 1. Nu miroase nimic. Nici nu are cum să, cum să se bage. Avem pe Darkseer și cu Dusk care se apropie, probabil o să vedem un... Nu mai vedem că a fost văzut. Cred că vor să facă push, dacă nu mă înșel. Da, au foarte mult script. Da. Și cred că o să vedem un turn care o să cadă destul de devreme, minutul 1.45, în 15 secunde o să apară și runa. Aude-l pe Furion, nici nu știe ce l-așteaptă. Oare o să se bucure sau o să plângă? O să intre direct în el. Are deja search, da, și cred că când o să dea pe alchimist sau eu știu, cred că pe Bane element o să fie primul target de search, ca să poată să prindă acel sleep. Și foarte multe unități, vedeți, a încercat să tragă acolo și reușește să tragă foarte mult script cu acest copăcer. Incredibil ce a putut să facă acolo, foarte bine jucat rău. De 741. O să atace în continuare Creepy Rage. A venit și Wisp-ul să-l ajute. Și da, e pregătit să-l salveze în caz că se întâmplă ceva. Iar sus, să vedem la tur. Totuși au dat ceva în el și s-ar putea să îl ia chiar valul ăsta, dacă nu cumva o să folosească băieții Glyph. Doom of Moon stă în continuare mid împotriva lui Taz. Da, 741 au reușit să farmeze. Și lăsați-i lui Sushi care a zărut, a dat acolo un pic de stop. Dacă ar fi dat normal, era posibil să nu-l ia. Și împing în continuare să vedem foarte... Îmi place tactica asta pentru că să iei turn de vreme te ajută foarte mult, după cum vedeți diferența. Păi și ce faci dacă nu mai ai o linie unde să farmezi? Nu știu, te întreb. Păi cum adică nu mai ai o linie? Tu tragi creepy ăștia de aici odată și gata. Îi tragi și pe ăștia și dintr-o dată linia e undeva unde trebuie. Sunt scheme să faci combinații. Să vedem aici, s-ar putea să vedem un engage pe Taz. Este pregătit Diliu care are DD și se duce prin spatele turnului. Să vedem dacă se reușească să facă ceva. Văd că nu au avansat nici Wisp-ul, nici Puku. Jos DBSM farmează liniștit. Eu trebuie Sushi. Am venit și eu prin spate pe aia să văd despre ce e vorba. Văd că sunt destul de pe scandal, așa, da, că e pregătit ce aici superstar. Sunt fără să termine jocul repede, și probabil. Și să vedem dacă se prinde, uite, alea. Stai, mă, uite, zici că-l roagă. Frumos, fix, a dat... Uite-te la el cum merge, mă, zici că e frânt, așa, pain element. Stai, așteaptă, mă, să-ți dau un slip. Stun, două stângi, așa, are 1200 pentru Dusk. Sven? Da, Sven a farmat destul de bine până acum, cât, cum stă cu... Last hits. Are 22, dar are da. Doar că ciumidei ăștia au reușit să ia turnul sus. Și în curând vom vedea un solo ring pe Supri, ca să poată să păstreze acolo linia. Văd că s-au dus jos și foarte, foarte bun moment, pentru că vedeți, sunt foarte, foarte mulți script care au pușat și o experiență gratuită pentru acești eroi de suport care practic sus nu au avut să câștige prea mult. Și frumos, foarte interesant, vine și Sushi care o să se mute jos. E pregătit să se bată cu Sven-ul ăla. Văd că e agitație și în partea asta. Easy tot aici se îndreaptă spre
bot lane, vrea ca să 741 încearcă să recupereze și timpul pierdut. Și se duc peste el să vedem dacă o să-i dea sleep-ul, oare o să-i apuce, nu s-a dat foarte bine. Nu cred că o să bată, că avem are deja, l avem și pe Vengeful cu stun, l avem și pe DBSM cu stun. Task e un pic am, n-a apucat să-și dea și cred că o să vedem un first blood aici, să vedem dacă apucă să se bage, și-a luat sleep și se bagă, dar s-a băgat degeaba pentru că Sushi pur și simplu dă la creep aici în continuare și avem first blood-ul făcut de AIS pe Rage Task. Da, au început să scadă acum un pic banii. Experiența e în favoarea celor de la Radiant. Și Furionul totuși uite că a făcut level 5. O să fac în curând level 6 și Dark Seer-ul ultima este 4. Ta o să-l ajute foarte mult. Da, câteodată e destul de nasol dacă nu reușesc să ieși al doilea turn. Și avem jos un engage pe Sushi care și-a luat și acum stun. A venit și Wisp acolo, încă câteva bucăți și într-adevăr au făcut acolo frag. Bane element și de că vor și pe Superstar. Că nu mai au ce să dea. Îi dă acolo câteva bucăți, cred că mai are de un stun. Nu are 90 mana, 120 are nevoie. Și da, l-au curățat acolo pe Sushi. 2-0 în acest moment pentru Aisa. Doom of Moon, level 6. Și aparent 3 lane-ul de sus s-a mutat pe linia de jos Sushi cu... Nu a fost destul de productiv. Reluarea la first blood se desfășoară în acest moment și l-avem. Uite cum a, uite cum a încercat el să scape. Uite să, cum se liniștit stă Sushi acolo și dă așa bucățică. Nu, că a încercat cu sleep în speranța că o să dea cineva atac pe el și o să-l scoată ca să-și ia el sleep. Și aia a fost. Din păcate. Level 3 și level 6 pe Sven. Și Sven are și Power Threads făcut în minutul 6, ceea ce pe care reușit să ia haste-ul. E, uite, vezi, e greșit aici că Furionul acum poate să farmeze liniștit și are foarte mulți bani. Trebuie trase liniile astea ca să poată să stea avansat acolo Siru în caz că Furionul vrea să se apropie de creep. Așa face foarte mult XP și practic l-au ajutat acel turn. Acum e unul din momentele alea în care dacă ai făcut greșit strategia, iese în dezavantajul tău, pentru că dacă te uiți la grafice, iese în 0 și la experiență plus 1500. Supri are level 5, pe când Furionul are 6 și poate să vină la bătaie. Acum cred că o să vedem un scandal pe linia de jos, și sincer, pentru că a venit să ajute Supri. Cred că o să vedem un 4-4, dar Furion e pregătit cu ultimată. Ia să vede, Deliviu este în pădure și Supri și începe bătaia. Și se întâlnesc aici, l-a băgat acolo frumos în lumea dimensională, este pregătit aici. De BSM. Și încă o bucată, dar și da, a murit. Încă 3 bucăți i-a dat acolo, a venit și Furionul care dă foarte mult damage și Supri nu mai are foarte mult HP. Doom of the Moon a venit cu ultimata de pe mijloc și are haste, frag, da, pe Sushi și l-a încă o bucată și da, reușește să-l omoare acolo. Supri a scăpat, s-a dus pe Supri jos, încă n-a scăpat, de fapt, a scăpat, a scăpat așa din prima moment. Bătaie, dar vine mare stun de la Sven. Aoleu, cum a murit, s-a stins acolo, 5-1 în acest moment pentru AIS. Da, nu prea le-a mers, Trilei nu a făcut faza aia la început și au pierdut și jos. Au pierdut și pierd și sus. Deja că face plus 3000 experiență. În acest moment asta contează cel mai mult pentru că Sven e level 8. Avem reluarea cu bătălia de mai devreme. După cum vezi, săracul parcă ai zice că o să moară repede, dar a venit Sven. Am avut impresia că locul o să moară din două bucăți, dar a venit Sven mai și... dea una. A trebuit să-i dea 3 și a reușit. Furion a aplicat stun-ul. În acest moment e minutul 8 și 10 și are deja Midas și o să vezi cât o să se simtă pentru că o să pună bani, să curgă așa ca într-o cascadă. Sushi în continuare sus, e level 5. Double damage. Jos, care o să-l ia Vengeful Spirit, are deja boots. Să vedem dacă o să pună și un ward. Cred că o să îl vrea pe Taz. Ia să vedem. Taz. Dar... Dar nu, cred că o să intre în el, da. Ba, da, se bagă spate, peste el, salu. Au dat atac în el, foarte repede se stinge de la acel BD și Bane Element reușește să-i nu dea trebuie să-l lase, nu-l lăsa acolo. Nu mai are ce să mai a scăpat. Fără nicio problemă. Puc. A mai dat acolo ca să nu își ia damage și 6-1 în acest moment, AIS joacă destul de puternic. Continuă creștere graficul de gol în favoarea celor de la The Radiant și la fel și experiența undeva peste 3000. Task level 4 și Sushi se bucură și el probabil o să facă level 6 după ce omoară acest nu prea a mers clip. Foarte bine ca și carry. Timp în care cred că o să vedem un armlet pe Sven. Bătrânesc frumos așa, și geruța.
Și Superstar, asta e nașpa cu Pain-ul, pentru că până nu faci level 6 nu poți să fii chiar așa de util. Dai Sleepy și văd că are deja una un infibă. E un skill foarte des folosit pentru păi, că împotriva lui dai Sven, Sven și poate să nu facă contează și, că ai și BKB sau când ai BKB, mă rog. Dar și te trezești cu... Opa, opa, și s-ar putea să se ducă în supri, reușit să da, se dea cu speed-ul la timp. E greu să-l prins pe Darkseer. A venit Furion, a făcut 5 copăcei și acum să vedem cum o să apără voi turnul Regisport, dacă o să reușiți. A dat acolo să vedem micro-ul, frumos, imediat l-a luat și l-a dus înainte. Și turnul ăsta nu mai are foarte multă viață, o să vină și creepy aliaț. Și cam asta o să fie pentru el. Darkseer nu prea are ce să facă acolo. Recuperează, de fapt recuperează, au luat din nou, conduc băieții din AS. Să vedem dacă o să se repete istoria de data trecută, sincer, tind să cred că o să fie un pic mai atenți și s-ar putea ca meciul ăsta să fie meciul lor, pentru că au început destul de bine, 6-1 este un avantaj enorm și Furionul acela a reușit să farmeze exact ce trebuie și cât trebuie în momentul oportun. Și uite Doom of Moon aici, cred că vrea să-l mănânce pe Dusk, care după cum vedeți are 625 să viață, vedem. Să vedem, o spunească cu... Aoleu, păi dă, care și ultimata, a venit ultimata de la Furion. Și asta, oh, a venit și el ca să facă asist acolo. Profetul. Timp în care jos, da, avem Armlet pe Sven. Destul, în minutul 11 Armlet pe Sven e mai mult decât problematic. Uite cum crește, plus 2000, se apropie de 3000, iar experiența, să zicem că suntem undeva pe unde eram și mai devreme. Cine s-a băgat aici, mă, iau-te-l pus și a luat pădurea în brațe, m-am ascuns. Ce să facă? Tranquil, poți cu mid, dar să săriște. Să vedem dacă să dea pe creep, avem un TP, dacă să avem un engage și a pornit biluțele. Taz! Are și Taz are 2000, totuși a reușit și el să n-are foarte multă viață, s-ar putea să-l ia, să vedem dacă are ultimata, are în schimb ultimata puc. Și cred că o să încerce să-l ia, pentru că văd că așteaptă aici. Și stă, ultimata... da, l-a prins acolo și o să intre în el și să vedem dacă o să reușească să-l dea damage, a venit și Furion. Și vedem un TP rapid de la Dusk, care încearcă și el să facă un frag, dar nu reușește și... Ba da, a reușit la o oră pe puc, bravo lui. Și este și el prezent. Și moare și Easy to Touch cu Wisp-ul. Sau nu. Sau nu. Delivio acolo reușește să scape frumos. Un pic că Doamne, cum a fost trebuie, asta? Acum are 5, acum are. Dar a murit profetul, din păcate. Da, interesant acolo. N-a apucat să dea să-și salveze cu echipierul și vine Sven destul de puternic de jos, care are niște iluzii. Poate să facă ninja cu ele. Illusion. Timp în care Sushi a reușit să facă și el level 6 sus. S-a și transformat. 1400 are... Tu ce zici că o să obteze Sushi? Întâi vedem o reluare, după aia vedem ce optează Sushi. Da, uite, vedem un touch de report. Și fragul făcut pe... Pe Puck. Pe acel Puck. Uiteați cum a scăpat Whispul. Era să moară acolo Venture Seer, dar noroc că l-a linkat și... Dar a murit profetul, nu s-a mai mișcat. Lasă că profetul are Midas. Și face bani, nu e problema tot la tot jocul înainte să facă ceva, a început să scadă un pic diferența de bani, la fel și cea de experiență, probabil de la acel fight. Și vor să dea ping aici să-l omoare pe Seer. Și văd că, da, cred că o să se ducă cu TP, nu se duc unde se duc. Ia uite, uite da, cât de frumos. Și i-a luat cu stana acolo frumos, a venit și Supri, nu știu dacă o să apuce și cred că moare și Supri, aolo. A venit aici și Dusk, nu a dat cancel la TP acolo și s-a băgat în lumea dimensiunea, dar sunt 5 eroi care sunt gata să-l toarne și nu mai are ce să facă și Sven s-ar putea destul de puternic acolo, ai văzut și a folosit Arnoletto, avea foarte puțin HP și au reușit să ia și turn 11 la 3 în acest moment, aici se domină într-un mod destul de îngrozitor. Plus 4000 și experiență și gold în acest moment. Și da, se dă în spate. Un joc mult mai atent al celor din Above your skill. Și... să fim atenți mid aici, pentru că Venture Spirit are ultimată și s-ar putea să-l tragă dacă nu e atent. Da, dar are un range destul de mic momentan, are doar 600 range. E destul de... Uite ce rapid e asta. Ușor să fii atent la... Vrea ca să-și facă și mecha, s-a dus jos, a început să farmeze, timp în care Furion, ia să vedem ce are, face și el mecha, numai că el are și Midas. Da, e așa un pic mai becalizat. Decalizat. Uite, asta nu-mi place mie la un alchimist, mi se pare destul de
nasol să joci la Grievous Grid maxat, pentru că trebuie să stai să farmezi când eroul ăsta cu magiile astea două este mult prea puternic în mid game. Între timp vedem niște acțiune pe Sushi și cred că va muri. Furionul Sushi este în pericol și a luat acolo ultimata, vine și Whisper, este pregătit, s-a transformat, nu știu dacă să fie suficient, doar mult prea mult damage, da, acolo se vede. Nu, n-avea cum să scape, erau 5 eroi care au venit peste el. Nu. Să inițieze. Aparent nu vor să-l lase de nicio culoare să farmeze. Dar de ce oare? Păi... Jocul trecut s-a terminat cu 20.000 gold pe plus. Da, asta ar fi una din variante. Dar... Na, aceștia sunt jucători buni și știu că alchimistul ăla... Bă, ăsta e momentul dacă ce face superstar aici? Dar ce face Task? Le-a dat un frag gratuit, nu înțeleg de ce s-a băgat. Bă, că e și Taz prezent și a luat stand la Sven și se duce în continuare Sven, îi mai dă o bucată încă una de... și îl bagă acolo, nu a și bine ce a făcut Taz, să-l bage pe Sven. Nu știu dacă o să reușească, a murit și da, mor amândoi acolo. Sunt minute de confuzie totală, nu înțeleg de ce s-au băgat cred câte unul, câte unul. Supri între timp a făcut acolo. Și vor, îl vrea, nu reușește să-i dea. Dar situația e destul de nasoală pentru băieții din Regisport, 15 la 4 în acest moment, avem și o pauză. Da, s-a deconectat acolo pe Inelement. Poți să ne povestești ce s-a întâmplat, că eu eram un pic mai jos cu ecranul. Jos? Tu te-ai uitat în turna acolo sus ce s-a întâmplat. Avem reluarea. Cât timp eu mă uitam mai, uite unde mă uitam eu. Spune-ne ce se întâmpla mai sus. Păi a venit cu teleport Silencer-ul fix după ce a murit, după ce a murit Bane-ul, dacă nu mă înșel. Uite, aici a fost greșeala, trebuie să-l bage pe Sven în lumea și imediat după, da, exact, și imediat după Dusk a așteptat jos, a încercat să-l salveze. Nu știu, în momentul ăla nu trebuia să se mai bage. Și Supri, vedeți, a reușit să facă un... Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Avem probleme cu reconectul și cu asta văd că s-a reconectat într-un final. Da, cine... E, se tatonează și un pic acolo. E, pe n-ai cum să nu ai un pic de tatonare în meciuri de Dota, este imposibil. Eu am prezis că pe la 11 cred că terminăm așa finala, să vedem dacă o să fie așa. Păi, da. Sushi aparent nu este de acord cu faptul că s-au pus două pauze de câte 5 minute, așa s-o cotit el al celor din AIS să-și facă tactica împotriva lor. Da, un pic de râcă, normal tactica este. Tactica să mai faci când e 15 la 14. Ne întoarcem câteva secunde după promo urec. În timp ce vedem, noi vedem pauza, a început meciul în formă și Deliviu tocmai a murit. Reușește să facă acolo, frate. Superstar este foarte rupt la viață și a murit din ultimata lui Furion. Foarte, foarte bine s-au descurcat acolo. Au dat în schimb turnul, chiar dacă au pierdut acolo câțiva eroi. Nu știu dacă a contat atât de mult. Au avantajul în continuare de 7500 și 7500. Și Furionul s-a dus, a vrut să-l omoare pe Sushi și foarte bine acolo Dusk, i-a dat și ultimata după ce l-a băgat. Și vine mare stun de multe secunde. A venit aici, s-a teleportat Sven împreună cu Whisper, care reușește să facă frag și o să-l omoare și pe Dusk. 18 la 6 în acest moment. Eu cred că meciul următor o să vedem un Whisper banat, am așa un avem momente de clară glorie. Da, de clară glorie totală pentru din AIS. Să vedem graficile, 7500 aici. Gold diferență și 7500 experiență. Ia că am băgat acolo în bază. Am delay de 3 secunde. Hai delay de 3. Se joacă, știi, acum se joacă la moral. Încerc să enervez adversarul. Da, din păcate. Din păcate, suntem finală cu români. Oricum, meciurile au fost ambele frumoase până acum. Și a minutul 17, scorul este de 18 la 6 pentru AIS
Și avantajele sunt destul de mari momentan. Bine, la nivelul ăsta, avantajele astea de 7500 se pot recupera, după cum ați văzut în meciul trecut, în două team fight-uri, ceva de genul ăsta, câștigate de o parte și automat XP-ul a fost recuperat. Băieții poartă o conversație, cei din Aegis Sport și cu AIS. Îi lăsăm să poartă conversații, nu e nicio problemă. Avem un Diliviu sau Divuliu care și-a Divuliu? Da, Divuliu? Și-a dat disconnect pentru că aparent avea delay destul de mare și se întoarce imediat. Finală, finală. Nu uitați, dacă aveți întrebări, Facebook este locul unde trebuie să le postați și vedem aici la ele moartea după... lui Furion. După ce se termină acest match epic și probabil și următorul, pentru că mai mult ca sigur vom vedea un al treilea. Moartea lui Furion, moartea lui Furion, Sushi așa, și moartea lui Darkseer. Gen o carte care o studiezi în clasa 5-a, moartea lui Furion, Dumbrava minunată. Tu vorbești? Și încă ceva. Da, eu vorbesc. Tu vorbești cu numele astea? Cu numele astea? Care numele astea, mă? Care ce este? Vrei să, ce vrei să insinuezi? Te ascult. Care nu, este? Numele astea care este? Lasă așa. Lasă așa cum a picat. Care este? Care este? Așa. Taskmaster are 4 staff și probabil o să încerce și el să facă un pic de tobă la cum și-a cumpărat itemele sau cred că o să se lase cu un threads. Easy to touch, carry până la viață, tranquil boots și soul ring. DBSM, în schimb, are power threads, armlet of mordigian, mask, morbid mask. Da, încă nu, mă rog, e destul n-a de făcut aproape mask-ul, Bandes, da, și Drums of Endurance. Iar, un început foarte bun pentru el și mai vedem câteva fraguri din câteva din highlights-urile acestui match. Mulțumim în regie pentru că sunteți atent și sunteți alături de noi. Power! Power to the people. Mi-au fost adresate cuvinte de laudă. Chiar să vă spuneți părerea, dacă vi se pare interesant acest feature numit reluări. Bosman, dacă te uiți, pentru noi asta înseamnă reluare. Și da, am văzut o conversație foarte, foarte lungă. Epica, am putea să-i spunem. Între replay, reluare. Ce să mai aducem aminte? Ar trebui să vorbim un pic de înscrieri, dacă tot avem ocazia. Te rog. Înscrierile vor începe mâine, că mâine e sâmbătă. Nu se știe exact când o să apară știrea, dar din momentul în care apare știrea, atunci trebuie să trimiteți datele de înscriere. Sau așa, că el se nu, ocupă cu chestia sigur. Asta. Nu, chiar el se ocupă cu chestia asta și probabil chiar el când o să se trezească. Și până luni la ora 10, când vom trage linia și vom vedea cine va participa în etapa a doua. Acum putem să dăm pe joc pentru că se pușează un pic turnul de jos, Sven împreună cu... Uite, a venit aici, ce a venit? Hopa, are mom. Mamă, dă cu mom și armlet, asta e bildă publice, dar merge, pentru că e 18-6 și dă foarte, foarte mult damage. Sushi a tot murit, dar văd că a făcut până la urmă păi, aproape un PKP. Adun cu eroul ăla, mai ales dacă ai maxat și dacă ai băgat și în Poison Cloud-ul ăla. Care nu știu că nu se numește Poison Cloud, dar este foarte Poison ușor de zis așa. Acid, și verde. Avem pe DBSM care poate să intieze și BUM! Nu, n-a reușit Sushi. Să dogeze acolo stun-ul, nu a apucat și să-și moare și săracul Taz, pur și simplu uite cum dă, eviscerat. Uite cum dă. Tazca a venit și el, a băgat în lumea dimensiunea, nu știu dacă o să reziste, a început să mai dea atac, nu reușește să-l omoare pe Whis și acum continuare moare, de supri și DBSM a fost un pic cam avansat, a venit ultimata de... Pain Element a fost întreruptă și foarte frumos acolo reușește să-și dea armletul la timp și scapă și văd că Wisp vine, e pregătit, îl aduce da, din nou la bătaie. Da, să-l ducă în bază și să-l ducă în bază, și mai ales. Cred că reușește să ia și turnul pentru că toată echipa pur și simplu a fost distrus aici, RG Sports. Avem primul nu prea team am înțeles al meciul ăsta ce se întâmplă. 23-7 în acest moment și 14.000 de are diferența deja de gol și 12.000 de XP diferența de gol și XP. Da, și cred că o să vedem, uite, într-adevăr are și itemele necesare creierii unui Necronomicon. Focul deja are blink. Doamne, deci este un match. Na, că tot ziceai tu să nu se piardă dacă au pierdut un match, să nu se contează panicheze, foarte mult și line-up-urile pentru că
În general, am văzut că la Aisa nu e bine să le lași Wisp, știu foarte bine să joace cu el și după cum vede se simte, uite, e pregătit deja să mai facă un frag aici de BSM. Și are gem, are deja gem în minutul 19. Da, ca să vadă toate wardurile pe unde se duc. Și o Luci, fii atent că s-ar putea să se întâlnească cu Sushi și îl vede, nu știu dacă vede. Nu, pur și simplu a zis hai să distrugem. Dar sunt 4 eroi împotriva la 4 eroi. Nu știu dacă vor iniția, nu au preferat fix când au murit o Scripi. Și a făcut, a farmat ceva acolo zvenică, timp în care Furionul își linșează propria pădure. Dusk un pic am avansat, a dat acolo un Shadow Poison ca să riscă vadă un pic. De swap. Vede și nu cred că apucă să-i dea swap, pentru că îi face un pic de jiggling acolo iluzia de puc. Cred că putea se duce pe Taz, da? Furion este pregătit acolo și vine și Wisp împreună, frumos și-a dat for staff, dar nu știu dacă o să mai supraviețuiască nu și nu-l vede înăuntru, acum își dă biluțele și asta a fost pentru Taz. Cum au intrat biluțele alea în copăcei, Svenul a și inițiat acolo bătaia și 24-7 în minutul, 20... Nu cam știu, rapid. Împotriva Furionului, e absolut, eu zic că e absolut necesar ca erou de MLS să ai Quelling Blade, iar ca ranged să ai câte 3 copăcei după tine în fiecare. Că altfel se lasă cu plus 15.000 gold, diferență și experiență și cred că acum o să cadă și frumosul Pietros. Îl vedem pe Roșan. Timp în care Rage nu știu dacă pot să facă ceva în acest moment. Cât a contact greșeala aia de sus, deci dacă ar fi stat, de exemplu, imaginează că Furion ar fi stat pe level 1, ori nu pușeau turnul, ori luau pe al doilea și să zicem că nu se mai duceau zis da, și schema da, pe care ți-am zis. A recuperat foarte mulți bani. A făcut level 6 incredibil pe lângă de faptul repede. Că... De cât îl are, mă? De 2, de 2. Ăsta, pe linia de jos, Sven a farmat așa liniștit, fără nicio problemă. Uite-l pe Furion, cred că l-a văzut pe Tasca aici și să vedem dacă o să-l prindă, îl prinde, îi dă bucăți, a venit și Necronomiconul, l-a băgat vine. În dimensiunea ăla, nu știu dacă o să mai scape și... Nu scape, a venit Svenul care vine, zici că are e de beyond două godlike Sven, aparent. Are și 107 de creep. 11 cu 0 și 8 asist în acest moment pentru Sven. Da, da. Are ceva timp în care să lăsă, are 0 cu 5 și cu 2. Să vedem în continuare farmul, pentru că asta contează la român. Și aici avem un push aici, care nu cred că poate fi oprit decât trebuie. Oi, a strâns acolo, dar nu știu, Olo și-a dat deja pe KB-ul și foarte mult de mișto acolo, incredibil de repede Sushi, n-are nicio șansă. L-a salvat acolo cu force staff și s-a decis de PSM să-l omoare pe TAS, 412 da. Criticală și... Și ce bucăți dă într-adevăr, ni se șoptește din regie, cred că... De asta îmi place mie, îți venim la spectaculos. Un... Parcă nu sunt aceleași echipe, adică GG Go Next. GG. Aparent... Rapideanu așa. Da, da, da. E, acum da, mergi. Oricum, frumos match, dominat din secunda 1, din secunda 1 până în minutul aici, 22. Bă, nu chiar au dominat din secunda 1, a contat foarte mult acolo ce s-a întâmplat sus. Bine, da, 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 ai dreptate, corect, îmi cer scuze pentru analiza mea cel puțin proastă. Eficient. Deficientă, mulțumim. Se șoptește din regie. Furionul, da, nu prea, n-a putut să facă nimic până nu i-au căzut, i-a căzut primul turn. E, hai, lăsați, nu mai stați în bază să-i atacați. Aici... DPSM-i arată lui Dusk, uite cum se suferă cu Svenul la fântână, îți trebuia armlet ca să poți să mai scape din bucățile alea și mai departe. Și Furion să vedem dacă să scape, dar reușește să scape. Dar s-a dat gemen, s-a dat GG, nu înțeleg ce tot fac. Hai că au ieșit, așteptăm să vedem screen-ul de final, să vedeți toate datele. Asta dacă nu cumva Svenul dă mai repede clădirea, uite cum cade. Doamne! Nu cu... Care de fapt nu e nuc, e așa un fel de... Cristal de lava. Ca să sună ce am pur și simplu ignor acolo. Și dă și mecha și... Supri da acolo, atac da. Asta a fost 30-7. Scorul este de 1-1. Onici a fost meciul ăsta. Aici le-au arătat că bă, ne-am chinuit noi în primul meci, dar în al doilea... Uite ce se întâmplă dacă ne lăsați Wisp. Da, da, cred că vedem primul ban Wisp în acest meci. Câte la hit-uri a avut? 101, Svenul 122 și jos un pic așa mai sărăcie. Fost jocul, de fapt, este făcut, făcut deja. Ești un admin, pauză scurtă, ne întoarcem în pauză scurtă. Maxim 5 minute. Maxim. Ciao.